Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat din nou în seara aceasta să fim în casa Domnului, Cel care ne binecuvintează, de la El avem toate lucrurile și slăvit să fie numele Lui. Important pentru noi să nu uităm niciodată lucrul acesta, că de la El avem toate lucrurile, prin El existăm, prin El avem viață. Dacă El nu s-ar îndura de noi, am fi ca și praful de pe cumpăna fântânii, cum spune cuvântul Dumnezeu în Proverbe. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în toate lucrurile, să-i facem voia Lui. Săptămâna aceasta și în cea care a trecut, duminică, a fost un cuvânt bogat, un cuvânt de învățătură pentru noi, pentru poporul Domnului. M-am gândit acum pentru toți cei care ați fost duminică, dacă ar fi să recapitulăm ce ne-a vorbit Domnul duminică, cred că cei mai mulți dintre noi am uitat ce ne-a vorbit Domnul. Esența mesajului a cuvântului, cred că cei mai mulți dintre noi am uitat învățătura, deși Domnul ne-a lăsat o învățătură bogată. Întrebarea care o pun eu, întotdeauna este bine să fie învățătură, întotdeauna este bine să fie sfat. Întrebarea care o pun seara aceasta vouă și mie personal, întotdeauna ar trebui să fie sfatul și învățătura, sau numai învățătura, sau numai sfatul? Dumnezeu nu se obosește să ne învețe, Dumnezeu nu se obosește să ne sfătuiască. M-am gândit la lucrul acesta foarte important și o să vorbesc câteva lucruri despre aspectul acesta între învățătură și sfat. Învățătură și sfat. La un moment dat, Domnul vorbește poporului Israel și îi spune în felul următor: de pe un munte rostește binecuvântarea, de pe celălalt munte rostește blestemul. Știi ce spune Domnul în concluzie? Eu vă sfătuiesc, îi spune lui Israel, dacă tu vei face voia mea, vei accepta cuvântul meu, vei împlini cuvântul meu, vei fi binecuvântat. Vei fi binecuvântat tu, familia ta, odrasele tale, robii tăi, roabele tale, pământul, ogoarele, toate aceste lucruri vor fi binecuvântate. Dacă nu vei asculta, Domnul în cealaltă parte rostește blestemurile. Nu vei fi binecuvântat. Nu va fi binecuvântat soția ta, casa ta, familia ta. Și știi ce spune Domnul în concluzie și îmi place tare mult? Totuși eu te sfătuiesc să alegi binele. Știți, în dese rânduri, după învățătură, că avem curajul sau avem curiozitatea de cele mai multe ori să nu punem în practică învățătura? Eu mi-aduc aminte, cu drag acum mi-aduc aminte, dar totodată cred că cei mai mulți dintre noi am căzut sau cădeam în capcana aceasta. Când mama îmi spunea, vezi în camera asta să nu intri aici, că dacă intri, camera asta n-ai ce căuta. Avea și mama lucrurile ei puse ascunse acolo. Noi de cele mai multe ori, lucrurile mari sau lucrurile mărețe ale părinților noștri, era ca acum tot felul de dulciuri, tot felul de lucruri. Mi-aduc aminte, dulcele noastre era zahărul și noi când scăpam la zahăr, îi luam toată rația sau cota zahărului, că era pe vremea aia. Și ce mare pagubă îi făceam noi lui mama, îi luam zahărul pe o lună și făceam bomboane arse și așa mai departe. Le știți voi, poate cei mai mulți dintre voi. Dar ce interesant, când auzeam cuvântul ăsta, în camera asta n-ai ce căuta. Se începea să iște în mine așa, gata, acolo ceva este, trebuie numai decât să ajung acolo. Odată spărgeam geamul, odată lăsam geamul deschis, am nu dau idei la copii, la tineri, nu dau idei. S-au dus vremurile alea. Și căutam și intram acolo, câteodată făceam câte o răsfoială acolo în toate lucrurile lui mama și nu găseam nimic. Dar ea îmi spunea, acolo n-ai ce căuta, sau căutam cheia. Așa eram, după miros, după cheie, o găseam oriunde o ascundea. Credeți voi că la voia întâmplării, seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, din Proverbe, care cred din toată inima că sub inspirația Duhului Sfânt, Domnul a pus îndemn în inima fratelui Marius ca să-l pune și pe agenda noastră a bisericii, acest mesaj, acest cuvânt, despre învățătură, într-un mod deosebit. Fiule, nu uita învățătura mea. Cel mai important lucru pentru un părinte, haideți să luăm așa, Dumnezeu, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, de la Dumnezeu pleacă învățătura. De la Dumnezeu pleacă bunătatea, dorința lui de a ajunge mesajul la noi ca noi să putem fi binecuvântați, oameni, bărbați, femei, familiști, copii, tineri, să putem fi binecuvântați pe pământ. De la Dumnezeu pleacă inițiativa aceasta și dorința lui Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi. Dumnezeu, în mod deosebit și în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament,
s-a folosit în primul și în primul rând de proroci, de învățători, de toți acei care Dumnezeu i-a chemat și le-a dat un dar. S-a folosit în mod deosebit de oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, la rândul lor, Dumnezeu să ne binecuvinteze, toți acei care Dumnezeu i-a chemat în lucrare, în slujire. La rândul lor, o spus poporului Dumnezeu, o spus familiilor, tinerilor, celor la care vine după ei, o spus învățăturile lui Dumnezeu, o spus sfaturile lui Dumnezeu. La rândul nostru, să spunem așa, ajungem la noi, care suntem părinți, care nu suntem părinți, avem o mare datorie și o mare responsabilitate să ducem cuvântul acesta, învățătura aceasta, să o ducem mai departe. Știți ce am observat un lucru și vreau să vă spun cu strângere de inimă, dacă ați fost atenți la îndemnurile care s-au dat în seara aceasta, ați observat ce ne spuneau frații, că e foarte important între învățătură și a pune în practică învățătura, este un mare, mare lucru și un mare adevăr. Știți ce delicat e să prorocești și apoi diavolul vine în urma pașilor tăi și te face să cazi tu acolo, în sfatul, în cuvântul care ți l-a dat Dumnezeu pentru popor. Poporul vede. Știi ce greu este să predici sau să aduci un mesaj și apoi diavolul vine în urma pașilor tăi și caută să te prindă acolo. Eu zilele acestea am avut și am o mare luptă, în mod deosebit, cu privire la apuntamente sau cu privire la a spune la cineva, mă întâlnesc cu tine la ora D sau te sun la ora D, și am observat că se aglomerează, se acumulează o grămadă de lucruri și Domnul nu vrea să le adunăm pe toate, că noi nu le putem face pe toate. Noi nu le putem ajuta pe toți, noi nu putem face toate lucrurile astea. Și diavolul caută să vină în așa fel încât să te prindă. Și știți de unde pleacă lucrul acesta cel mai important, pierderea sau paguba cea mai mare? Că lucrătorii sau părinții sau cei care învață spun lucrurile acestea copiilor, spun lucrurile celor din jur și după aia n-ai putere sau tu personal nu înfăptuiești voia lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta îmi place să cred că omul lui Dumnezeu David spune aceste învățături fiului său, dar el îi spune unele lucruri și din eșecurile lui, din slăbiciunile lui, din căderile lui, și la un moment dat îl învață pe Solomon lucrurile acestea. Fiule, ascultă învățăturile mele. Până la urmă, știi ce vreau să vă spun? E cuvântul lui Dumnezeu, nu-i părerea mea, nu-i punctul meu de vedere, e cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna oamenii au greșit și vor greși. Știți care este diferența între cel care greșește și se reprinde înapoi, se pocăiește înapoi, și între cel care greșește sau încalcă cuvântul lui Dumnezeu și el merge din rău în mai rău sau coboară de sus înspre în jos? E mare diferență. Întotdeauna eu am observat lucrul acesta. Câteodată putem, chiar seara aceasta mă gândeam, nu poți judeca frații, surorile care nu vin la adunare, marța și joia. Știți că sunt unii sau sunt mulți care cad în extrema aceasta? Știți că sunt unii care cad în extrema, de exemplu, acum și cu coleta. Eu am luat odată lecție la Biserica Veche și vreau să vă spun lucrul acesta pentru că avem de învățat. Știți, parcă diavolul mi-a adus o persoană, băi, să urmăresc că persoana asta nu pune niciodată la colet. M-am pocăit, vă spun că n-am avut nici problemă, nici până atunci, nici de atunci încolo n-am mai avut problemă, dar am fost ispitit și o trecut o perioadă, Și zic, băi, mă apropiu de fratele ăsta, știam că lucrează bine, știam că e binecuvântat, și chiar să-l întreb, domnule, chiar, știi ce mi-a răspuns fratele, blând și smerit? De obicei soția mea pune bani la coletă, noi venim totdeauna la adunare și ea pune bani la coletă. M-am pocăit pentru totdeauna. Știți că de obicei dacă ai întreba un frate, o soră, dar mai bine să ne îndemnăm, să ne sfătuim unii pe alții. Dacă de ce n-ai venit marți la adunare? De ce n-ai venit? Poate cei mai mulți dintre noi ne oprim la stop aici. A, știu eu că sunt unii care se duc la cumpărături, alții se duc la mare, alții se duc la munte și alții nu știu ce mai fac. Și rămâi acolo în starea aceasta în care nu vei putea fi binecuvântat. Nu vei putea beneficia de ceva. De aceea e foarte important lucrul acesta. Haideți, în seara aceasta, îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu să cerem înțelepciune și lumină, călăuzire de la Domnul. Și spuneam lucrul acesta, dacă urmărești pe cineva, dacă ai un mentor, dacă ai un slujitor, ai un om al Dumnezeu care te lești sfătui de el, bine este, vreau să vă spun, nu este greșit, ca bărbați sau ca femei, să ai un suflet la care să te poți destăinui, să te poți cumva, ce știu eu, mărturisi starea ta, chiar dacă nu sunt păcate la mijloc. Știi ce vreau să vă spun? Unul din beneficiile cele mai mari care le-am avut
Eu nu am obiceiul să sun, că acum am câțiva frați care îi cunosc și ne auzim mai des. N-am obiceiul să sun, să pun imediat înaintea Domnului. Doamne, mă doare capul, Doamne, mă doare spatele, Doamne, am o lipsă, Doamne. Niciodată nu m-am dus cu gândul acesta, Doamne, numai decât să-mi vorbești la lucrul ăsta. Însă întotdeauna mi-a plăcut să stau de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu, care am avut așa o confidență, care am văzut că Dumnezeu i-a folosit. Deși am văzut în viața lor, sau ei în viața mea, au văzut că am slăbiciuni, că avem slăbiciuni. Dintotdeauna mi-a plăcut că Dumnezeu folosește oamenii lui Dumnezeu numai decât să-ți prorocească, dar au un sfat, au un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Zile trecute am întâlnit un tânăr aici în biserică, nu o să-i dau numele, Domnul în timpul slujbei, în timpul programului, m-a pus îndemn să mă rog pentru el. Și eu am spus, Domnul, asta e situația lui, asta e starea tui, asta e lucrarea cu privire la el. Și a trecut timpul, a trecut slujirea, zic, Doamne, cum rămâne să-i spun ceva, ai un cuvânt pentru el? Și a rămas așa ca o taină. Doamne, dacă Tu mi l-ai pus în inimă, o să mă rog pentru el. Vreau să spun, o plecat frații, o plecat surorile, cred că eram singur sau mai era cineva în biserică, sau s-a urcat cineva sus, dacă nu greșesc, în camera de sus, și tânul respectiv m-a așteptat la ușă, chiar în tocul ușii de afară. Parcă se legăna între înăuntru și în afară. Am trecut, am dat mâna cu el și a spus, Domnul mi-a dat un mesaj pentru tine. Domnul mi-a dat un cuvânt pentru tine. Știi ce vreau să vă spun? Cine iubește învățătura, cuvântul lui Dumnezeu, de aici pleacă toate. Noi trebuie să iubim cuvântul, că cuvântul acesta e al lui Dumnezeu. Noi în deste rânduri, de asta vreau să vă spun și să vă învăț, să vă încurajez, să ne sfătuim, să ne întărim. Hai să nu ne împiedicăm în oameni. Slăbiciune aveți, slăbiciune avem. Dacă ai stat după mine toată ziua să lucrez, o să spună băiețe care lucrează cu mine, să vezi câte slăbiciune am. Dacă ai stat după mine, dacă a stat după tine, une nu te vede nimeni sau nu ne vede nimeni, să vedeți câte slăbiciuni avem. De ce să mă împiedic eu în voi sau voi să vă împiedicați în mine? Haideți să nu ne împiedicăm în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Asta vreau să vă spun, are o tărie foarte puternică omului Dumnezeu care predică sau aduce un mesaj, aduce un îndemn, aduce un cuvânt de la Domnul prin descoperire, să și trăiască, e foarte important. Însă vreau să vă spun, ce te faci tu când într-o zi vei vedea omului Dumnezeu care o slăbiciune sau un lucru, lepezi cuvântul lui Dumnezeu dat de Dumnezeu din cauza la omul respectiv? Știi ce putea să-i zică Solomon lui David? Acum aici cuvântul Domnului spune, fiule, ia învățăturile mele, păstrează sfaturile mele în inima ta. Credeți voi că omului Dumnezeu David nu i-a dat învățătură, și dacă vă uitați în Proverbe, foarte mult pe linia aceasta se axează cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-a dat învățătură când se comportă cu femeile? Nu i-a dat învățătură cum să treacă prin viața aceasta, să nu păcătuiască, să nu întristeze pe Dumnezeu? Câte femei a avut Solomon? 700 de crăiese și 300 de neveste a avut Solomon. Ce l-a învățat David pe Solomon să aibă atâtea femei, să aibă atâtea... Nu, no, nici de cum lucrul ăsta. Dar David îi spune lui Solomon, Solomoane, dacă vrei putem să vorbim, ai crescut mare, ești om mare, hai să discutăm. Că și despre asta vreau să ating câteva lucruri. E foarte important lucrul acesta. Stă de vorbă David și cu Solomon și spune, Solomoane, cu siguranță, aici am greșit, aici am greșit, aici n-am făcut lucrurile bine. Am avut și eu lucruri, semne de întrebare, am avut și eu căzături, am avut și eu slăbiciuni. Însă îți spun și spune aici, fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile. Știi ce vreau să vă spun? Diferența între învățătură și sfat. Foarte ușor, o învățătură foarte ușor. Eu vreau să vă spun, acum predicăm 20 minute, o jumătate de oră de învățătură, să presupunem așa. Însă, câtă nevoie este de sfat? Nu tare de mult, cineva a avut un examen și a trebuit să-l ajut la examen, să-i dau câteva sfaturi, câteva învățături pe linia aceasta, examen de diacon. Și l-am lăsat singur, i-am spus, vezi aici, te axezi pe lucrurile astea, pe lucrurile astea, și-a rămas acolo. M-am întors înapoi, tot acolo a rămas. Am mai stat, o mai trecut, tot acolo a rămas. De învățat l-am învățat, uite, trebuie să te pregătești pe linia asta, trebuie să te pregătești în domeniul ăsta, trebuie să te pregătești pe linia asta, dar au avut după aia nevoie de sfaturi. De aici cum fac? De aici lupta asta cum fac? De aici ispita asta cum fac? Pofta asta cum fac?
David vine la înțeleptul Solomon, la fiul lui și îi spune: auzi, eu ți-am dat învățături și ți-am dat învățături nu puține, multe învățături ți-am dat. Însă acum venim la sfaturi, începem cu sfaturile. Știi cum e? Exact cum ai spune cineva: uite, trebuie să faci un zid, trebuie să faci altul, trebuie să faci o casă, bagi mâinile în buzunar și ai plecat. Te întorci înapoi, nu găsești nimic făcut. Știi cum e? Dai învățătură, după ce ai dat învățătura, ar trebui să pui suflet, să pui inimă și să treci la sfaturi. Sfaturile, de obicei, învățătură în scurt timp îi dai să faci cu tare, lucru cu tare, lucru și cu tare și ai plecat. Însă când începi la sfaturi să vezi: auzi, dar de unde eu lucru cu tare să-l fac? Auzi, dar cum îl pun aici? Îl pun mai încolo sau îl pun mai încoace? Vorba la patronul meu, când spunea la un moment dat, când vinea vechii patroni, că lucram, acolo trebuie să pui o cutie. Și mă ridicam mâna, acolo trebuie să pui o cutie. Mă uitam, băi, e un perete așa de mare, acolo trebuie să pun o cutie. Zic, oi, găsi eu un colț unde să o pun. Acolo trebuie să faci așa, acolo trebuie să faci așa. Erau lucruri sumare. Și spun, da, învață-mă, da, sfătuiește-mă, cum să fac, ajută-mă. Vreau să vă spun, marea problemă care avem noi și mai ales părinții, că aici eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească și pe linia aceasta în mod deosebit. Marea problemă care avem noi cu copiii, eu nu cred și nu mă îndoiesc de aspectul acesta că părinții nu-și învață copiii. Eu nu mă îndoiesc de aspectul acesta. Care părinte, mai ales noi creștinii, copiii lui Dumnezeu, să nu ne iubim copiii, să nu-i învățăm. N-ai voie să furi, aia n-ai voie să duci la școală, aia n-ai voie să iei de la grădiniță, aia n-ai voie să faci, aia n-ai voie să spui, aia n-ai voie să înfăptuiești și așa mai departe. Însă problema care îmi pune eu în seara aceasta, câți dintre noi ne oprim de acum și începem să dăm sfaturi? Adică împreună cu ei ne rugăm, împreună cu ei vedem luptele care le au. Ia să vedem tu cum duci lupta la 8 ani, la 10 ani, la 20 de ani. Ia să văd eu cum duci lupta, că tata vrea să spună cum a dus el lupta la 20 de ani. Știți ce am observat? La un moment dat, după ce am primit botezul în apă, o trecut câteva luni, așa m-a ispitit satana, diavolul. N-am înfăptuit păcatul cu fapta, dar așa lupte în mintea, în cugetul meu, și a spus: cum să mă apropii eu de cina Domnului? Și am stat, cred că undeva la vreo 6 luni de zile, n-am luat din cina Domnului. Pentru mine era un coșmar. Mai auzai și predici, nu ia din cina Domnului, afară de mântuire, din rai. Mai auzeai tot felul de învățături care, din două vorbe, te scotea de... Gata, mă duceam acasă toată săptămâna, pe jumătatea lunii încolo mai trecea un pic. Când venea iară cina, iară probleme, iară. Într-o zi, Domnul mi-aduce un om al lui Dumnezeu, m-am pus în autobuz și am avut harul să stau o oră lângă el și el îmi spune: auzi, așa simt din partea lui Dumnezeu să spun câteva învățături și câteva sfaturi. Și eu început el cu una, început cu alta și imediat a ajuns la cină. Tu ce zici despre cina Domnului? Gata, m-am, acolo am capitat. Ce să zic de cina Domnului? Și el a început să mă învețe să-mi dea sfaturi. Ia uite ce mi s-a întâmplat mie. Uite, diavolul a venit la mintea mea și a venit cu gândurile astea și a venit cu poftele astea și a căutat să mă prindă. Însă eu am scos cuvântul, am venit cu cuvântul și am spus: eu n-am înfăptuit, eu nu-mi doresc lucrurile astea, eu nu vreau să fac lucrurile astea, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și nu l-am acceptat și a plecat diavolul. Tu cum ești la capitolul acesta? Știi ce important este lucrul acesta? Să te oprești, să stai de vorbă unul cu altul, să ne sfătuim unii pe alții. Spune cuvântul Dumnezeu în cartea Iacov, când vorbim despre textul de la pentru bolnavi, rugăciunile pentru bolnavi, din capitolul 5, Iacov. La un moment dat acolo spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele. Noi câteodată așa avem, cum să spun eu, cred că orgolul acesta, sau nu știu cum să îl numesc, abia aștept să văd ce mai spune frați, ce noutăți m-au frați, surorile, ia să vedem ce mai spui. Dar ia să spui și ce ai și tu. Te întâlnești cu o frate, cu o soră, vezi că sora începe să deschidă discursul, dar are cam frâna trasă de mână și spui: ia stai să-ți mărturisesc eu ceva. Să începi tu cu păcatul tău. Ai observat de cele mai multe ori, eu am observat și în familie lucrul acesta, am observat și în lucrarea lui Dumnezeu lucrul acesta, atât de mult începi să prindă după ce dai învățătură, să treci la sfat. Când treci la sfat, sfaturile, știi ce? Începi să culegi sau începi să răsculești din viața ta. Păi n-ai cum să dai sfat la cineva cum să facă mămăligă dacă n-ai făcut mămăligă. Eu te sfătuiesc cum să faci mămăligă. Ia să vedem, cum? Păi eu n-am făcut. N-ai cum. De ce cei mai mulți dintre noi rămânem la capitolul acesta numai la învățătură? Și vreau să vă spun, învățătura e foarte importantă. Învățătura este foarte importantă și fundamentală și trebuie să fie învățătură. Învățătură lucrătorii, învățătură părinții, da, să ne învățăm unii pe alții, așa spune cuvântul Dumnezeu prin Pavel, să ne învățăm unii pe alții. Știți ce m-am mai gândit la un lucru și
Multe exemple sunt în Scriptură. Citeam seara aceasta chiar la Cartea Judecătorului, la capitolul 13, începând cu versetul 8 în jos, când spune că Îngerul Domnului se arată din nou lui Manoah, tatăl lui Samson. Știi ce spune Manoah? Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să vină să mai vină încă o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Foarte multă nevoie este de învățătură cu privire la tineri, mai ales cei care se căsătoresc. Propuneam fraților de ce, i-am învățat, i-am sfătuit, seara tinerilor sau întâlnirile care le-au tinerii, în mod deosebit se axează pe învățătura aceasta și pe învățătura aceasta de căsătorie. Însă am ajuns la concluzia că tinerii, în special cei care vor să se căsătorească, au nevoie de foarte multe sfaturi. Noi ne-am căsătorit, cei mai mulți dintre noi, eu vreau să vă spun, n-am avut harul, vă mărturisesc la Roma, n-am avut harul, bisericile începătoare, frații cei mai mulți tineri, cu lucru prins, cu naveta și așa mai departe, n-aveai harul, era greu de venit în Italia, nu era cu viza, n-aveai harul să întâlnești un frate, să întâlnești un lucrător, să ai câteva sfaturi. O trebuie, m-am căsătorit, cele mai multe lucruri să le învăț eu pe pielea mea, cum să fac, cum să mă comport, e foarte important lucrul acesta. Eu am crezut că pocăința cumva personală merge până la capăt. După ce m-am căsătorit, mai ai grijă de soție, mai de domnul copii, ai grijă de copii. La un moment dat am observat că devine starea aceasta de orgoliu, să fii orgolios, parcă numai tu și pentru tine. La un moment dat observați lucrul acesta. Se pare că farfuria e numai a ta, tu trebuie să mănânci tu. Tare greu mi-a fost când domnul mi-a dat copii, cum să împarte o lingura cu copii, să-ți mai țin pe unul în brață, mai dă-i lua ăla, mai... Mi s-a părut ceva așa, ca un coșmar. Da. Acum, nu știu cum face fratele Lazar sau frații care au mai mulți copii. Știi că trebuie învățați tineri într-un mod deosebit comportamentul, să schimbă lucrurile. Să schimbă lucrurile. Când ești tânăr, adolescent, până la căsătorie, e un fel de învățătură, e un fel de a fi, de a face lucrurile. După ce te căsătorești, se schimbă toate. După ce îți cresc copiii, Dumnezeu îți dă copii, se schimbă alte trepte și alte responsabilități. După ce devii mare, Dumnezeu, nu știu dacă deocamdată puțin bunici avem în biserică. Interesant să știi, chiar m-am pregătit cu un mesaj pe linia aceasta, care e datoria bunicului, bunicii, care e datoria lor. Cei mai mulți zic, că abia aștept să ne crească copii, îi căsătorim, evident, la casele lor și ne-am luat de o grijă. Însă nu ne-am luat de o grijă. Nu, viața continuă, trebuie să știi, să înveți cum să te comporți când ești bunic. Asta e o lecție care trebuie învățat mai încolo, ok? Acum, deocamdată, suntem la lecția anterioară. În seara aceasta, frați și surori, am dorința din toată inima să vă spun lucrurile acestea. Haideți să iubim cuvântul lui Dumnezeu, învățătura. E cuvântul lui Dumnezeu. Hai să iubim. Dacă odată ți-o spune un frate, eu am observat, sunt lucruri care ți le spun unii care nici pe departe nu trăiesc cuvântul, dar spune adevăr. Ce să spun eu? Unul care vezi cu mâinile rupte sau cu picioarele rupte, spune, auzi, în fața ta este o groapă. Și tu ce spui? Tu ești la el, tu de câte ori ai căzut în groapă? Uite, mâinile, picioarele tale sunt rupte. Eu cred că nu faci. Te uiți sigur să vezi. Dacă ăsta cu mâinile rupte, sigur căzut în groapă, mă uit în groapă. Noi avem tendința de cele mai multe ori când cineva îți aduce un mesaj, îți aduce un cuvânt. Eu am observat și cu privire la descoperiri, la vedenii, la prorocii. Am observat în dese rânduri, știți, sunt frați, surori care au anumite slăbiciuni, anumite, dar Dumnezeu lucrează. Am cunoscut-o pe cineva, eu acum spun, la biserica veche, m-a spus-o un cuvânt așa și am știut anumite slăbiciuni a lui. L-am căutat. Domnule, am pus în cumpăr așa și Domnul m-a mai spus un cuvânt că Domnul scrie cu stiloul lui rezolvare. Am spus, Doamne, mai și stilou, mai și creion, mai și pix. Așa m-a pus într-o frământare vreo zi, două, trei, Doamne. Dar dacă a venit cuvântul de la tine și a treia zi Domnul mi-a rezolvat exact lucrarea, cuvântul care Dumnezeu l-a vorbit prin gura lui. Și am zis, Doamne, stai un pic, haideți să ne sfătuim, să ne învățăm. Și dacă Dumnezeu vorbește prin gura cuiva, luăm cuvântul, că e cuvântul de la Dumnezeu. De dorit este și biblic, cuvântul Dumnezeu este să-l predicăm, să-l trăim. Asta îi prinde cel mai mult, deși prinde poate puțin la frați, la surori, la noi, la copiii lui Dumnezeu, dar totuși prinde. Imaginează-ți să nu mai și trăiești cuvântul lui Dumnezeu, cât e de greu, să nu trăiești ca mamă, ca tată cuvântul lui Dumnezeu și să spui copiilor tăi să-L iubească pe Domnul. În seara aceasta ar trebui să facem o concluzie la învățătură și la sfat.
Învățătura este nevoie de învățătură. Ca să dai învățătură, trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să cunoști Scripturile. Ca să dai învățătură, trebuie să deschizi cuvântul lui Dumnezeu, măcar din când în când să te vadă copiii, soțul, soția, că mai citești câte ceva din Cartea Sfântă. După aia, dai învățătură. Eu vreau să vă spun în construcție, în mod deosebit, când faci casa de jos, este un plan, este un plan care nu lipsește pe șantier. Ăla-i plan. Când vine inspecția sau controlul, în primul și în primul rând, îți cere planul. Tu construiești, da, planul. Arată autorizația, arată toate lucrurile astea. Eu vreau să vă mai spun un alt lucru. Dacă mergi pe un șantier de respectiv și tu ai vrea să cumperi casă sau să cumperi un apartament de acolo și nu vezi un plan, nu vezi că cineva lucrează după plan. Nu știu care dintre voi, poate cădeți, dacă vă uitați imediat la preț, voi nu știu dacă vă uitați la calitatea mărfii, preț, cât costă, atât. Dacă cade casa, pe tine nu-i problem, important costă puțin. Nu, nu. Stai să vezi dacă are hârtiile în regulă, dacă casa e în regulă, dacă totul e în regulă și apoi lua casa respectivă și te poți bucura de ea. Știi, în desea rândurile, așa facem noi. Noi spunem multe, nu trebuie să faci aia, nu trebuie să... Dar de unde ai citit? De unde ai învățat? Poate te întreabă dată copiii, dar de unde ai citit? De unde ai învățat? Aia ne-a spus bunicul când trăia. Aia s-o crezi tu că te ascultă, s-a spus bunicul. Ia pune mâna pe Biblie, pune mâna, citește. Am observat copiii, mai ales acum că eu am copii mici. Câteodată așa se plictez, ce atâta rugăciune? Vin frase la rugăciune, ce atâta rugăciune? Dar te-ai rugat odată, ți ajunge. Și când te-ai mai rogi? Pentru ei niciodată. E plictiseală să-i pui la rugăciune, e plictiseală să le citești un cuvânt, să aduci un cuvânt. Însă vreau să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu și seara aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai învățătură, dacă ai sfaturi, de la sine vine lucrul acesta, începe bunătatea să lucreze în viața ta. Înțelegeți voi ce vă spun? La un moment dat, când ai învățătură, când ai sfaturi, la un moment dat, în urma pașilor tăi, începe să iasă ceva bun. Să duci cineva la lucru, după ce se duce la lucru, învață, să lasă sfătuit și învață, păi omul ăla te aștepți la un material foarte bun care iese de pe mâinile lui. Dacă te duci la lucru, nu-ți place învățătură, aia, mă înveți pe mine, sfaturi, nici atât, eu le știu pe toate. La un moment dat, așteaptă la omul ăla că face mari gafate, face mari prostii. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă, versetul 4, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și Domnul ar vrea să ne spună în versetul 5, rămâi încrezător, încrede-te în Domn. Învățătura care e de la Dumnezeu, sfaturile care sunt de la Dumnezeu, asta îți va da o inimă bună, îți va da o inimă înțeleaptă. Rămâi încrezător în ceea ce ai primit de la Dumnezeu, de la cuvântul lui Dumnezeu. Eu am observat pe unii care s-au lepădat de credință, s-au lepădat de pocăință și într-un mod deosebit, știi ce mi-au spus sau ce îmi spun? Poate și voi întâlniți persoane. O, lasă-mă cu ăla. O, lasă-mă cu aia. Lasă-mă cu părinții mei. Atât am învățat, mi-au spus despre Dumnezeu, dar ei niciodată n-au trăit așa ceva. Cei mai mulți cad în capcana aceasta, cei mai mulți cad în latura aceasta și eu în seara aceasta vreau să vă îndemn, vreau să vă învăț. Nu cădeți de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu cădeți de la fața lui Dumnezeu, că El v-a mântuit, El ne-a mântuit, El ne-a chemat la mântuire. El ne-a chemat să călcăm pe urmele Lui. Dacă vezi că un frate, o soră, nu mai calcă drept, nu mai merge drept, nu te mai duce după ea. Dacă vezi că calcă drept, merge drept, te sfătuiesc, du-te după ea, du-te după el. Dacă vezi că calcă strâmb și poți să-l ajuți, ajută-l, dacă nu, lasă-l acolo, că îl faci mai rău, îl faci mai rău. Seara aceasta Domnul vrea să spună, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, ai nevoie de învățătură, ai nevoie de sfaturi. Și ce vreau să vă spun? Când pregăteam cuvântul acesta, m-am gândit la aspectul acesta, nu trag foc la oala mea sau la oala slujitorilor, a fraților care slujesc prin învățătură. Însă vreau să vă spun, lucrul cel mai important în poporul Dumnezeu, în casele noastre, este învățătura. Și învățătura aceasta Dumnezeu ne dă prin oamenii lui Dumnezeu și ar trebui să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm, să mijlocim pentru cei care aduc învățători, fie că-s proroci, învățători, fie că predică, că aduce un mesaj din partea lui Dumnezeu, un sfat, să ne rugăm pentru ei. E foarte important. Am observat în România când merg în bisericile la sară, m-am trezit când am fost acum câteva luni în urmă, am fost în Sibiu, undeva mai la periferie. M-am trezit cu vreo 12 surori și cred că era vreo 2 sau 3 copii. Cele mai mulți dintre ele erau bătrâni. Atât au plâns și știți ce m-au spus la urmă ele?
N-avem pe nimeni, rar, avem 2-3 bătrâni bolnavi și câțiva câți aici în sat, îți plecați dintre tineri. N-avem pe nimeni și nouă ne este rușine să citim cuvântul noi, ce să predicăm noi, ce să spunem noi. Venim, cântăm și ne rugăm, cântăm și ne rugăm. Când vine la noi câte un frate și aduce un cuvânt, un mesaj, de fapt, vreau să vă spun, așa de bine m-am simțit, nu că eram numai eu și predicam, nu, asta nu. Dar așa am simțit că surorile alea asorbeau cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut o lacrimă pe ochii lor, am văzut așa starea lor, atitudinea lor. S-ar prea putea că ne-am învățat cu învățătura. Ne-am obișnuit, da, iară-i fratele, iară-i sora, iară. Marți, eu trebuie să dau vreo 3 îndemnuri, că nu au ajuns frață la adunare, nu știam pe cine să mai pun și pe care am zis că pun 2 surori. De fapt, dacă pui o soră, cred că terminăm seara cu o singură soră. E foarte important, slujitorii, lucrătorii. E foarte important. În seara asta vrem să ne rugăm. Ce să ne rugăm? Ne rugăm unii pentru alții. Ne rugăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne dea Dumnezeu putere să-L înfăptuim personal noi, în casele noastre, familiile noastre. Și ne rugăm pentru slujitori. Astea 2 lucruri, dacă sunteți de acord, am vrea să încheiem seara aceasta cu rugăciune. Haideți să ne ridicăm pe picioare și am vrea să ne rugăm în mod deosebit. Doamne, binecuvântă frații, surorile, binecuvântă poporul Tău, părinții, bunicii, care Dumnezeu ne-a dat. Doamne, dă-le înțelepciune să poată în continuare sfătui, învăța copiii, să învețe nepoții, să ne sfătuim unii pe alții și slujitorii, robii Tăi, care Tu i-ai îngăduit, i-ai rânduit pentru poporul, Domnul, din locul acesta, binecuvintează-i Tu. Amin. Ne rugăm.